ți-e frică? Da. Uite, Claire, e frică de înălțime lui Claire. Se pune de perete. It's not funny. No. No, I'm gonna go. Cannot do this. Salutare, prieteni! Bună dimineața! Bună dimineața în Bratislava! Da, suntem astăzi în Bratislava. Ieri ne-am făcut călătorie de la Budapest până la Bratislava și a fost un călătorie foarte interesant. Da, foarte. Cu un picuț de întârziere, dar suntem aici. Da. Și bineînțeles, ieri seara ne-am făcut Bratislava când e noaptea. Da. Dar suntem așa de curioase cum este aici în oraș, așa de mic, dar așa de drăguț. Și avem o zi superbă și vrem să vă arătăm, bineînțeles, acum unde locuim. Aici în Bratislava. Avem un apartament de la booking.com. Booking.com. Și în vacanța asta ne-am stat în niște hoteluri și în niște apartamente și ne place apartamente mult mai mult pentru că experiența mai multă libertate. Deci suntem într-un apartament în Bratislava, aici suntem în dormitor. Este un dormitor așa de spațios. Ia uitați-vă ce mai e dormitorul acesta, spațios, curat, bine apretat, pus la punct. Avem aici două frumoase, așa. Ia uitați cât de mare este din perspectivă, așa cum arăt. Ia uitați. Vezi, Babi? Da. Da. Aici avem living și bucătărie. Living-ul, ia uitați cum arată și bucătărie. Ia uite ce masă mare și ce bucătărie frumoasă. Bineînțeles, imediat ne simțim acasă undeva, deci toate chestiile noastre sunt... pe toate casă. Da. Bucătărie frumoasă, așa. Avem aici o baie. Da. Ia uitați holul cum arată. Și îmi place foarte mult că ei are niște pantofi aici, pentru că proprietarul a spus pe noi că este foarte important că nu mergem cu pantofi. Da. Deci îmi place. Îmi place. Ia uitați aici cum arată baia. Baia, doamnelor și domnilor. Cadă. O cadă gigantică, da, cum așa spălat, curățenie, da, prețerie, dar ce-mi place că mă uit în oglindă. Și aici? Aici avem încă un dormitor. Încă un dormitor, în casă în care avem prieteni, dar nu avem prieteni. Da. Deci, deci avem aici dormitor cu un birou, cu niște cărți. Da, cu un pat la fel de gigantic. Avem aici, bineînțeles, pat pentru queen. Pat pentru bebeluși. Da, sau câini. Asta pentru bebeluși, Barbie. Sau câini. Sau cățel, bineînțeles. Aici avem o debarat. Ia uitați debaraua. Avem tot cine trebuie aici frumos așa. Și acum să vă arăt de la grand, de la grand. Hai să mergem pe balconex. Balconul aici, doamnelor și domnilor. Deschide, Barbie, ușa la balcon și hai să vedem cât de frumos este priveliștea. Spui, te rog. Te rog. Ia uitați. Ia uitați. Este un pic fric. Ia uitați-vă, doamnelor și domnilor, suntem aici aproape de castel. Avem toate lucrurile, uitați, aici au un fel de parc așa frumos. Vedeți? Și aici sus e castel. Sau cel puțin zidul la castel. Ah, și aici asta e balconul. Foarte interesant. Cred că este un loc foarte bine vara. Da, foarte bine vara aici. Foarte frumos, da. Da. Dar acum sunt foarte pregătită să explorăm Bratislava. Hai să explorăm orașul. Haide. Deci, aici suntem în bloc în Bratislava. Ia uitați și scările și toate astea, cum arată blocul, da, tot filmez. Claire a luat-o pe scări pentru că este frică să vină cu liftul. Iar eu mă duc cu liftul, da. Ia uitați liftul în Bratislava. Suntem la numărul 0. Number 0. Și ce să zic, să vedem cum arată străzile, să vedem infrastructura, să vedem arhitectura, să vedem oamenii și mai departe. Acum mergem în centru, în centrul lor, în centru vechi sau cum se numește acolo. Ia uite și pe Claire, așteptat aici la lift. M-a așteptat 2 ore. Da? 2 ore. 2 ore. 2 ore. Pentru că ursul este foarte... foarte puturos, adică eu. Eu. Trag de ușă. Uitați-vă. Reclamă subtilă. Reclamă subtilă la ordine, nu?
vă bate vântul. Deci, așa că blocul nostru de afară, nu, babi? Foarte frumos. Așa că hai să găsim undeva unde să mâncăm micul dejun. Ia uite așa. Bate vântul azi. O să ajungem numai decât în centru acum, babi. Claire vrea să ducă la Funky Punky Pancakes, nu? Funky Punky Pancakes. De ce nu? It's a 4.5, but it's closed. E închis, nu? Frumos aici, da? Claire, acolo. Am un picuț de fai cu Sighișoara aici. Da, arată un pic ca Sighișoara sau ca Brașov. Da, Sighișoara este mai, cum zic, narrow. Da, dar e mai vechi, asta e nou, nu? Mai vechi, dar aici ai un vibe foarte... place. Știi ce e foarte amuzant? Ce, Bobby? Suntem într-un capital, deci capital Slovacia, dar simt ca un sat. Este, sunt... Simt că suntem într-un sat. Este extrem de mic. Și ieri ne-am fost la un restaurant și proprietara acolo ne-am spus pe noi că este așa de, cum să zic, cozy. Da, e foarte gemütlich sau... Gemütlich sau gesellig în da. Olandeză, dar nu știu cuvântul în română. Am uitat dar și are un vibe așa de pleasant. Plăcut. Plăcut. Și aici, babi, avem castelul Hrad. Da, și are un vibe foarte mare de Sighișoara. Uite acolo, la străzile, cât de frumos e. Da, da, da. Da, da. Castelul Hrad și catedrala Saint Martin. Ia uitați cum arată. Foarte frumos. Nu, babi? Da. Prin tunelul dragostei. Deci suntem în centru acum și da. Uite cât de frumos arată cu toate clădirile. Acolo avem, eu nu știu cum se zice, gate. Poarta lui Mihail, Michael's Gate, da. Dar vă simt așa de plăcut aici. Și eu. Da. E un oraș liniștitor. Da. Здесь есть ирландские и шотландские пабы, потому что здесь еще в Братиславе прибывали какие-то... Suntem într-un magazin cu toate felul de bomboane și de ciocolată și aici ai niște, cum să zic, șef de
ceva de ce o să facă ăștia aici, habar n-am. Uite acum. Miroase așa de dulce aici. Miroase foarte dulce, da. Și acum am ajuns în centrul orașului Bratislava. Claire este foarte ocupată cu să facă poze și astea. Ia uitați cum arată un 360. Foarte frumos, nu, Babi? Frumos, bă! Și unde suntem, Babi? Suntem aici, lângă pot? Poarta lui Mihai. Ce Michael's este? Gate. Helicopter sau ceva? Stai așa. Arată foarte frumos, Babi. Foarte. Și acolo sus vreau să ne ducem. În secolul al XIII-lea, aveți, Babi? Poarta lui Mihail. Este foarte special cum un capital este așa de liniștită. Foarte liniștită și, da, organizată, curată, interesant. Slovacia are ceva foarte interesant. Străzile orașul ăsta sunt bune, sunt foarte bune chiar, mă uimește, nu mă așteptam. Este singurul oraș din Est pe care l-am văzut care cu adevărat să fie frumos. Adică infrastructura să fie bună, bună. Babi? Da. The infrastructure. Deci, unde suntem? Suntem într-un local aici unde se vând clătite. Și am făcut acum, am luat niște clătite cu brânză de oaie. Să vedem exact cum arată și ce este. Avem aici o grămadă de... Și e chiar foarte, foarte ieftin. E foarte ieftin. Uite la prețurile. Bun, așa că hai să vedem ce o să găsim. Putem să mâncăm aici 100 de clătite. Claire este nebunită după clătite. Așa că hai să vedem ce o să primim. Guilty. Pancake. Clătite. Cu brânză de oaie. Foarte delicioasă. Eu sunt pe WhatsApp cu Charlie. Ești pe WhatsApp cu Charlie, vorbește da. Cu Charlie. Da. Tu ai aici niște pancake cu cinnamon. Nu, nu, cu tiramisu. Cu tiramisu? Deci este un pancake cu
tiramisu. Și am aici un pancake cu niște delicios Nutella. Și banane. Și banane, da, foarte delicios. Deci, suntem aici într-un muzeu pentru că noi vrem să văd priviște pe portul lui Michael. Panorama. Dar ai un muzeu lângă scar și ai aici foarte multe chestii armate. Da. Uite-te. Arme, săbii, chestii, trestii. Avem aici, nu ne prea plac chestiile astea. Nu, bineînțeles, pentru că e despre război, deci... E despre război și distrugere. Dar e bune să știi așa pentru istorie, știi, pentru cultura ta generală e bine. Acum am ajuns în turn. Mamă, să vezi acum priveliște. Da? Ioghi, mamă, cum se vede. Ia, uitați-vă. Frumos. Ah, și ăsta e UFO Tower. Ia uitați. Da, ok, am Ți-e frică? Da. E frică de înălțime, Lucle. Se pune de perete. It's not funny. No. No, I'm gonna go. I cannot do this. Nu poți face, nu? Nu poți, e prea înalt, te sperie. Bă, și mie mi-e foarte frică de înălțime, dar vreau să fac turul. Și mie mi-e foarte frică de înălțim, serios, dar acum mă simt bine. Nu mi-e frică așa. Ok, hai. Ia uitați-vă. Ăsta-i castelul. Frumos. Vă uitați, ai? Ce vă mai place viața? La nivel de trai ridicat. Arată frumos. Bratislava e un oraș de vizitat. Interesant. Oh, you're there, Bobby. Yourself. E frică, Lucler, mă împinge de la spate. Mergi, mergi, nu-i place. Stai să prind, Babi, că am plătit 5 euro. Aici e centru unde filmez acum, e centru. E foarte mic oraș, imediat îl știi. Sangrada de Familia. Nu. Nu. Do you want me to make you a picture? No. I can't. No. If you hold yourself here on this one, no, just here in this point, I can make a picture from, nothing. Da? Deci, ne-am plătit 5 euro pentru o persoană și avem acces... Acces? Acces de la două muzee în Bratislava. Unul unde ne-am fost cu armate și unul aici despre farmacie. Farmacie, muzeum farmacie. Da. Miroase aici medicamente. Da, bineînțeles. Vrei un paracetamol, Bobby? Sunt ok.
Moe? Priviți cât de frumos e aici! Este foarte frumos și acum suntem pe drum la un castel, Castel Hrad. Hrad Castel, da. Foarte frumos. Haide! Catedrala, cum se numește? St. Martin. Catedrala Sfântul Martin. Da. Moaștele Sfântului Ioan cel Milostiv în catedrala din Sfântul Martin din Bratislava. Acolo, în cutia aceea sus. Cufă. Uite cum vine lumina, vezi? Și îi lovește exact aici. Ieri seara, dar uite, acolo este UFO Tower. Hai să mergem! Bobby! Iar trebuie să urcăm. Din nou. Frumos, nu, Bobby? Foarte frumos. Foarte frumos, nu? Hai să fac o poză. Ia uitați-vă cât de frumos e Dunărea, podul din Bratislava cu UFO Tower. Frumos, intrarea aici la castel. Foarte autentică. Foarte autentică. Da. Cum este, George? Ha? Cum este? Este foarte frumos, Bobby. Îți place Bratislava, ha? Da, un oraș micuț, frumos, curat, organizat, infrastructurat. Dacă e un cuvânt, cu bună infrastructură. Cu priveliști frumoase. Mai liniștit decât Praga și decât Budapesta.
Mult mai. Da. It's quite something. Yeah. More, yeah. Simți fiat pinte, George? O, da. Frumos, nu, Bobby? Suntem în ne-am curtea... Ne-am intrat. În curtea castelului acum. Da. Hey, baby! Ce faci? Suntem aici la muzeu? La castel, deci, aici? Deci, castel este un muzeu. Este un muzeu de istorie. Da. Dar nu cred că mergem înăuntru. Da, da. Sunt ok. Ia uitați. Interesant. Suntem aici în cum să zic, în curte? În curtea castelului aici. În curtea castelului are o scenă de nativitate și ce e foarte interesant este că figurațiune, da? Aici a făcut din un felie de lemn. Într-o bucată de lemn. Într-o un bucată într-o de lemn. Într-o bucată de lemn au făcut toate aceste lucruri. Și uite cum lucruri a făcut. Блишение можно, а уж нет. Позовет прекрасный древний вирус, да. Видишь? А ежишко, а ворочко, а и пастерий, ворочко. Acum mi-am dat seama de podul ăsta pe unde să treci. Are un stil mișto. Uite. Da, are o separație între mașină și pedestrani.
Da. Pedestrian. Are o separație între mașini și trecători. Și... Trecător. Oameni. Oameni. Interesant. Și aici ne băgăm pe pod, babe, ia uite cum arată. Da. Și trecem Dunărea, nu, babe? Ia uitați cum arată castelul. Priviți! Podul ăsta este așa de frumoasă. Îmi place foarte mult. Dar se zgudie podul ăsta de la mașină. Da. Vibrează tot. Dar este foarte frumos, îmi place infrastructura așa de mult. Da. Ia uitați-vă cât de frumos e pădurea aici în Bratislava. A fost cu jogging, știi? Da. Și aici pe pod tu simți absolut de toate. Toate vibrațiile. Da, și când ea a făcut jogging așa, mă simt că este un elefant pe pod. Ea nu arată deloc ca un elefant, dar pentru că nu știu, haide să mergem. Da, e frică lucrurile de moare pe podul ăsta. Uite, babi, piste de bicicletă. Da, ca în Olanda. Nu prea. A, da. Te lauzi că ai cea mai șmecheră țară cu piste de biciclete, nu? Da, scos limba. Nu, nu, nu. În multe chestie, în multe chestie, îmi place România foarte, foarte mult. Dar unul din chestii în care Olanda este mult mai bine este piste bicicletă. Da, foarte frumos. Bine, înțeles, pentru că ne-am născut cu un bicicletă în mână, așa. Da. Uite, mă, arată bine aici piste de bicicletă în Slovacia, în Bratislava, nu? Da, arată foarte, foarte bine. Și aici arată bine. Și acolo, da. Da. Opinia mea, ca un expert pentru piste de biciclist. Da. Eu nu-mi place mai mult că mașinii aici merge cu 50 sau ceva și împărerea mea este prea repede dacă tu ai o pistă de bicicletă ca asta. La, da. La fel nivel. La nivel, da. La nivel cu strada pentru auto. Da. Eu cred dacă tu ai o stradă aici cu 50 limită, tu pune ceva ca un balustradă sau ceva. Da, între... pentru protecție. Crezi tu, olandezo? Scuze! Deci lucrările este frică să se ducă în turn aici sus. Bă, lasă-mă în pace. Am fost la priveriște în centru, am fost pe pot, am o limită. Ai fost și sus pe turnul acela de la așa? Am o limită, bă. Și nu-ți place, prea sus, a? M-am simțit așa de bun în nor, în București. Nu m-am simțit cu nici, cum să zic, frică. Dar aici nu arată așa stabilă pentru mine. Ce frică ne este la amândoi! Și plus că trebuie să treci cu liftul și astea. Ia uitați-vă! Și unde suntem, Babi? Suntem aici în Mac Cafe. Deci este un cafe, da. Și tu ai niște băuturi, dar ești lângă pisici. No, he's gonna take this one. We got really some good lives here, huh? Lives? Oh, see, they got good lives here. Deci ceva foarte interesant este că fiecare pisică aici, da, a fost o pisică de stradă. Da, are o istorie, da.
Și fiecare pisică a surfat de la doi bărbați. Da. Și ei a făcut un compromis și a început cu un cafe aici. Da. Și este un non-profit organizație și este un cafe cu un vibe foarte plăcut, foarte, da, foarte frumos, proprietarul foarte, foarte blând. Da. Și este o experiență, uite, între pisici. Ce drăguț. Uite, vino aici. Ah, tu îți place pe olandezii, a? Așa că da, vă mulțumim foarte mult că ne-ați vizionat acest videoclip. O să încheiem și noi acum seara frumos. Asta a fost aventura noastră în Bratislava. Și avem mai multe aventuri, deci stay tuned. Da. Doamne ajută. Pa! Pa, pa! Pa!